seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Cu 4.000 de cazuri de coronavirus confirmate în doar jumătate de zi, autoritățile impun noi restricții, școlile trec în regim online, în centrele comerciale intrăm doar cu certificatul COVID, iar petrecerile sunt interzise. Parlamentul a decis instituirea stării de urgență în sectorul energetic pe o perioadă de 60 de zile din cauza riscului suspendării livrării de gaz de către concernul rus Gazprom. Rog, inițiem procedura de vot. Proiectul de hotărâre votat. O femeie de 40 de ani din Băcioia a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost împușcată în picior de către soțul ei beat. De astăzi se instituie cod de alertă roșie în toată țara. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alen Emerencu, în contextul în care în doar jumătate de zi au fost deja înregistrate peste 4.000 de cazuri de coronavirus. Numărul ar putea ajunge și la 10.000 într-o singură zi, avertizează autoritățile. De aceea, elevii revin de luni la învățământul online. De astăzi, evenimentele vor fi interzise, iar accesul în majoritatea spațiilor închise va fi permis doar cu certificatul COVID. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat astăzi noi restricții în contextul în care numărul cazurilor de coronavirus crește amenințător. Așadar, membrii comisiei au decis că toate evenimentele private, cum ar fi nunți, cumetrii sau botezuri, vor fi interzise, iar localurile vor putea activa într-un regim special, fiind închise de la ora 10 seara până la 7 dimineața. Accesul în spațiile închise va fi restricționat. O modificare majoră, dar esențială pentru ca să protejăm răspândirea necontrolată a noii tulpini, o reprezintă obligativitatea de a prezenta certificatul COVID pentru a intra în orice spațiu comercial sau de deservire închis. Certificatul COVID va fi obligatoriu la intrarea în toate spațiile închise care prestează servicii neesențiale. Excepții fac farmaciile, magazinele alimentare, oficiile poștale, băncile sau magazinele care comercializează produse de igienă. Certificatul COVID presupune dovada vaccinării cu schema completă, rezultatul negativ al testului sau un document care demonstrează că persoana a trecut prin boală. Noile restricții urmează să intre în vigoare în următoarele 24 de ore, iar de luni toți elevii vor trece la învățământul online pentru o perioadă de 2 săptămâni. Absolut toate secțiile pe care le-am reactivat pentru ca să spitalizăm copiii bolnavi cu COVID sunt pline. Ministrul Sănătății a anunțat la conferința de astăzi că în doar jumătate din zi, responsabilii de la ANSP au înregistrat peste 4.000 de cazuri noi de infectare, fără datele oferite de laboratoarele private. Până săptămâna viitoare, numărul îmbolnăvirilor zilnice ar putea ajunge și la 10.000. Din acest motiv, autoritățile au îndemnat populația să respecte toate măsurile pentru ca să nu fie nevoie de altele mai drastice. Pastila anticovid Molnupiravir ar putea fi disponibilă în țara noastră începând de mâine, anunță responsabilii Agenției Medicamentului. Asta după ce Comisia Medicamentului a autorizat ieri antiviralul. Mâine ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial, iar pastilele vor putea fi importate în țară. Așadar, moldovenii vor putea primi antiviralul Molnupiravir gratuit în orice farmacie, adresându-se doar la medicul de familie care va oferi o rețetă. Doi producători au primit permis de import a pastilelor înainte ca pilulele să fie autorizate. Preparatul este disponibil în farmacii de mai bine de o lună, dar deocamdată doar contra cost. Doi agenți de patrulare au fost ridicați în plină stradă după ce au luat 400 de euro mită de la un șofer. Polițiștii au fost denunțați de un șofer care a fost prins la volan cu permis de conducere fals. Imediat la știri aflați cum a fost organizat flagrantul. Avem stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de majoritatea parlamentară după ce premierul Natalia Gavrilița a venit în fața deputaților și a cerut acest lucru. Deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor, dar și cei de la Partidul Șor nu au susținut solicitarea guvernului și au cerut demisia executivului. Rog, inițiem procedura de vot. Proiectul de hotărâre votat. Înainte de asta, însă, deputații din opoziție au luat-o la întrebări pe Natalia Gavrilița, care le-a explicat de ce este nevoie de instituirea stării de urgență. Datoria trebuie să fie achitată astăzi, pentru astăzi. Nu a suspenda, nu asista livrarea gazelor naturale. Explicați-o, rog, în fața Parlamentului, care anume sursa banilor care guvernul poate achita pentru gazele naturale livrate în Republica Moldova. Astăzi vom lua decizia de a plăti anticipat din buget
suma prevăzută pentru compensațiile pe care guvernul le oferă cetățenilor și care oricum trebuia să meargă spre Moldova Gaz, dar trebuia să meargă în februarie și martie. Относительно платы и аванс компенсаций. Что будет указано в платежке? Сколько это денег? В бюджете сейчас около 200 миллионов лей на январь, около 150 на февраль, тоже между 150 и 200 на март. Dintre măsurile care au fost propuse, este amânarea TVA. Amânarea este credit din partea statului pentru întreprindere. Сколько мы получим от amânarea TVA? Pentru TVA este vorba de aproximativ 125 milioane de lei. Noi amânăm aceasta până în martie. Deputații din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor nu au susținut proiectul privind instituirea stării de urgență și au acuzat-o pe Natalia Gavriliță și Maia Sandu că nu au reușit să negocieze un preț mai bun la gaz. Cum explicați totuși faptul că mai multe state europene au reușit să negocieze prețuri mult mai avantajoase? De ce nici dumneavoastră, nici doamna președinte, nu discutați direct cu partea rusă? Noi suntem deschiși să discutăm la cel mai înalt nivel. Chiar dacă v-ați străduit, nu sunteți guvernul competent să conduceți țara noastră. De aia, fracțiunea Partidului Șor nu va vota acest proiect. Potrivit premierului, Moldova este nevoită să introducă stare de urgență în sectorul energetic după ce Moldova Gaz nu a reușit să adune cei peste 60 de milioane de dolari pentru a achita avansul pentru luna ianuarie, iar Gazprom a refuzat să ofere un răgaz, amenințând că dacă plata nu se va face până mâine dimineața, va sista livrările de gaz pentru țara noastră. Potrivit contractului semnat de Gazprom în noiembrie anul trecut, Republica Moldova trebuie să achite până la data de 20 a fiecărei luni costul gazelor naturale consumate în luna precedentă și 50% din consumul în luna curentă. În cazul neachitării plăților în termen de 48 de ore, Gazprom poate dispune sistare livrării gazului. Gazul s-ar putea scumpi din nou și ar putea ajunge să coste și peste 15 lei cu TVA inclus. Cel puțin o astfel de majorare vrea să ceară Moldova Gaz după ce luna aceasta a plătit mai mult pentru gazul cumpărat de la Gazprom. Experții cred că statul ar putea compensa întreaga creștere a tarifului, iar autoritățile spun că încă nu știu ce ajutor suplimentar vor putea oferi. Prețul de procurare pentru luna ianuarie este în jur de 647 de dolari, inclusiv cu transportul. Prețul introdus în tarif este 430 de dolari. Noi avem aproape 43 de milioane de dolari pierderi. Cineva trebuie să compenseze asta pentru companie. Toți vorbesc de business, vorbesc de relațiile comerciale. Abund din lume ați văzut că noi cumpărăm mai scump, cineva să cumpără mai scump, să vândă mai ieftin. Astfel, șeful Moldova Gaz spune că va merge mâine cu o solicitare către Agenția Națională de Reglementare în Energetică, în care va cere creșterea tarifului. Vadim Ceban spune că ar putea cere o majorare de circa 15 lei, dar nu a putut să ne ofere o cifră concretă. Și vicepremierul Andrei Spânu a declarat anterior că din februarie prețul unui metru cub de gaz ar putea fi 14 lei și 70 de bani. Potrivit expertului economic Veceslav Ioniță, o astfel de majorare este justificată, iar statul ar putea compensa eventualele scumpiri. Partea bună e că bugetul de stat la capitolul venituri a înregistrat niște creșteri foarte bune. Așa creștere de mare, noi ultima dată am avut în 2005. Și asta este partea bună. Plus, nu uităm că Uniunea Europeană ne-a ajutat. Și în funcție de cât de mult va crește tariful, vor crește și compensațiile. Experții spun că în cazul în care prețul de achiziție a gazului se va micșora în februarie, atunci responsabilii de la Moldova Gaz vor trebui să vină din nou cu o cerere de ajustare a tarifului către ANRE. Zilele următoare vom afla care este prețul de achiziție pentru luna februarie și vom ști tariful va fi modificat sau nu va fi modificat. Sper foarte mult că această epopee a creșterii gazului se va finaliza cel târziu la finele iernii. De la 1 ianuarie, Republica Moldova cumpără gaz de la Gazprom cu un preț de aproape 650 de dolari pentru 1000 de metri cubi față de 450 de dolari cât achita în decembrie. Tariful pentru consumatori însă nu a fost modificat și a rămas cel de peste 11 lei pentru un metru cub de gaz. O femeie din Băcioi a ajuns în stare gravă la spital după ce soțul acesteia i-a atras în direcția ei și a rănit-o la picior. S-a întâmplat în urma unui scandal. Bărbatul și-a recunoscut vina și a fost reținut pentru 72 de ore după ce a încercat să fugă. Acum acesta riscă până la 6 ani de închisoare, fiind învinuit de violența în familie.
Potrivit poliției, totul s-a întâmplat la ora 5 dimineața, după ce familia sărbătorise aniversarea copiilor. Odată ce oaspeții au plecat, între soți s-ar fi iscat un conflict. Bărbatul fiind în stare de ebrietate, a luat din safeu arma pe care o deținea legal, a început să amenințe soția, după care a efectuat o împușcătură, iar glonțele ricoșând a rănit femeia în picior. După ce a tras în soția sa, bărbatul și-a luat arma și a aruncat la volanul automobilului său de marca BMW, deplasându-se într-o direcție necunoscută. La scurt timp însă acesta a fost reținut de oamenii legii. Soția făptașului a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Imediat ce a fost adusă la Institutul de Medicină Urgentă, a suferit o intervenție chirurgicală. La moment, pacienta este internată în secția traumatologie, în stare gravă, dar stabilă. Familia locuiește în această casă din Băcioi. Acum nimeni nu ne-a deschis poarta și nu știm dacă se află sau nu cineva în interior. Vecinii au refuzat să ne spună dacă știu din ce cauză s-a iscat conflictul între cei doi soți. Nu cunoaște nimic. Dar a fost poliție, ce ați văzut? Primarul ne-a spus că arma era deținută legal, iar familia în cauză nu se află la evidența autorităților locale. Multe detalii nu cunoaștem despre această familie, era o familie obișnuită, normală, deci nu se află la evidența centrului social și la evidența administrației publice locale. Regretăm situația respectivă și sperăm că cumva pe viitor organele de drept, poliție, vor pune mai multă atenție la eliberarea armelor. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru violență în familie. Potrivit poliției, arma din care s-a tras a fost ridicată, iar făptașul și-a recunoscut vinovăția. Acum acesta riscă până la 6 ani de închisoare. Aceste patrulare au fost prinși în flagrant în timp ce luau mită de la un șofer pentru a închide ochii la permisul de conducere fals pe care îl deține acesta. Polițiștii au extorcat o sumă în valoare de 400 de euro în diferite valute. Ei au fost reținuți pentru 72 de ore pentru corupere pasivă. Cei doi polițiști de patrulare au fost prinși la intersecția Bulevardului Grigore Vieru cu strada Albișoara și au fost ridicați direct de pe stradă de colegilor de la Spia. Aceștia au pretins 400 de euro de la un șofer pentru a nu documenta faptul că se afla la volan având un permis de conducere fals. Conducătorul auto a depus un denunț pe numele polițiștilor și împreună cu procuratura a fost organizat flagrantul, iar banii au fost transmiși sub control. În urma perchezițiilor în mașina de serviciu a agenților de patrulare și în portmăneul unui polițist au fost găsite diferite bancnote, euro, lire românești și lire sterline. Pe numele bănuiților a fost inițiată o cauză penală pentru corupere pasivă. Polițiștii au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vinovăția lor ar fi dovedită, ei ar putea ajunge după gratii pentru 10 ani. Ucraina afirmă că Rusia aproape a finalizat concentrarea trupelor pentru o posibilă ofensivă, alimentând temerile că Moscova ar putea lansa o invazie în orice moment. Potrivit celei mai recente evaluări a Ministerului Ucrainean al Apărării, Rusia a desfășurat peste 127.000 de militari în regiune. Între timp, astăzi, Statele Unite au autorizat solicitarea țărilor baltice de a trimite arme de fabricație americană în Ucraina pe fondul temerilor legate de o invazie rusă. Americanii rămân convinși că există și o soluție diplomatică. Secretarul de stat Antony Blinken a vizitat ieri Kievul, asigurându-i pe ucraineni de sprijin și a declarat că SUA va acorda Ucrainei un ajutor suplimentar în domeniul securității în valoare de 200 de milioane de dolari. Șeful diplomației americane a venit la Kiev cu perspectiva alarmantă că Rusia poate lansa în orice moment un atac în Ucraina. It's not clear what Russia's central demand is or is not. They put a number of things on the table. Some of them are clearly absolute non-starters, like closing NATO's door to new members. Other things, as I said, if it goes to actually enhancing everyone's security on a reciprocal basis. Blinken va merge astăzi la Berlin, iar vineri la Geneva, ca să se vadă cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Ucraina susține că rușii au instalat aproape tot sistemul militar pentru o eventuală invazie și că pregătirile sunt încheiate. 100.000 de soldați așteaptă la frontiera de vest cu 3.500 de tancuri și 36 de lansatoare de rachete cu o rază de acțiune de 500 de kilometri. Alți 20.000 s-ar afla în sud, în Crimeea, cu rachete și nave. Se întâmplă în timp ce viceministrul rus de externe, Sergei Ryabkov, negociatorul șef al Moscovei la discuțiile cu SUA pe probleme de securitate, a declarat că nu crede că există riscul ca un război pe scară largă să înceapă în Europa sau în altă parte. I do believe that there is
no risk of a larger scale war to start to unfold in Europe or elsewhere. We do not want and will not take any action of aggressive character. We will not attack, strike, invade, quote unquote, whatever, Ukraine. Totuși, temeri și mai mari sunt legate de faptul că rușii ar putea deschide al doilea front din nord, din Belarus. În 3 săptămâni, Moscova și Minskul pornesc exerciții militare și acesta este și termenul limită pentru instalarea unui alt complex militar, de data asta de aviație cu sisteme antiaeriene și baterii de rachete. Experții cred că perioada de iarnă este cel mai bun moment pentru un atac, deoarece pământul este înghețat și tare, ideal pentru tancuri și alte vehicule. Now from the Baltic Sea here, to where the Carpathians start there, this is flat ground. And through that flat ground have come Napoleon and the French, Hitler and the Germans, and many others who've invaded Russia from that direction. And that makes Russia very nervous. Therefore, it seeks to either plug that gap by occupying it, or if not, where the ground opens up into flat ground, it wants to, at the very least, dominate it. Dacă va fi o invazie, se va întâmpla unul dintre următoarele scenarii, cred specialiștii. Ocuparea și anexarea completă a regiunii Donbass. Pasul următor ar fi un atac din Crimeea pentru a uni teritoriile, iar următorul nivel ar fi un atac pe coasta Mării Negre până la Odessa, anexarea zonei de coastă și ruperea Ucrainei de Marea Neagră. Moscova neagă orice plan pentru un atac, dar cere în continuare un acord care să garanteze că NATO nu se va mai extinde spre est. Actorul francez Gaspar Ulliel, care a jucat în cel mai nou serial Marvel, a murit la vârsta de 37 de ani în urma unui accident de schi. Actorul era inconștient la sosirea ajutoarelor și a fost transportat cu elicopterul în câteva minute. La știri aflați cum s-a produs tragedia. Ședința Consiliului Municipal Chișinău a fost amânată astăzi din cauza numărului mare de infectări cu coronavirus înregistrate în capitală. Decizia a fost luată de primarul Ion Ceban și i-a nemulțumit pe consilierii care s-au prezentat la muncă și l-au acuzat că își depășește atribuțiile. Aleșii locali s-au prezentat astăzi la ședința programată pentru ora 10, iar peste o oră viceprimarul Fadeina Gacevski a anunțat că aceasta se amână. Executivul își retrage de pe ordine de zi toate proiectele de decizii pentru reevaluare, pentru analiză. Propunerea a fost susținută și de șeful Direcției Sănătate a Primăriei, Boris Gâlcă, în contextul numărului mare de cazuri de coronavirus înregistrate în capitală. În condițiile existente, cred că amânarea ședinței Consiliului este una binevenită din punct de vedere al protejării în contextul situației epidemiologice. Amânarea ședinței CMC pe neprins de veste a nemulțumit consilierii municipali, iar unii s-au luat la ceartă. Eu vă rog să deschideți ședința de astăzi. În cadrul ședinței vom decide. Examinăm, nu examinăm, cine a pus. Avem un regulament pe care trebuie să-l votăm. Scandalul a continuat și afară după ce consilierii au părăsit sala de ședințe. Nu așa se face, totuși există un regulament, anunță prezența în sală, câți oameni sunt, care nu știu. Asta trebuie văzut ce se ascunde în spatele acestei decizii a primarului Ceban. Una neregulamentară și una absolut ilegală. Asta este nerespectul domnului primarul general față de 51 de consilieri care s-au convocat astăzi în ședință. Noi suntem conștienți de situația epidemiologică, dar cel puțin trebuie să o lase la discreția Consiliului Municipal ca să amâne sau să închidă, să deschidă și să închidă ședința, pentru că e dezmăț. В том, что они отзывают все проекты решения, мы считаем, что это нужно было делать заранее, скажем так. Вот. Вчера у нас было заседание комиссии в самом здании примарии, нас никто не уведомлял об этом. Deocamdată nu a fost stabilită data la care va avea loc următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău. De astăzi, avocații din țara noastră au intrat în grevă generală pentru următoarele 4 zile. Activitatea acestora a fost total sistată, inclusiv a celor din cadrul sistemului asistenței juridice garantate de stat. Nu ne prezentăm la organele de drept și în cadrul instanțelor de judecată, la ședințe judecate, poate doar cu excepție situații când persoane vin, se prezintă doar pentru a amâna ședințele. Evident că în situații în care nu va suferi amânare, avocații vor decide cum să procedeze în situația asta.
Astfel, în semn de protest față de amendamentul înregistrat la legea cu privire la avocatură, care prevede că pentru reținerea, aducerea silită, arestarea sau percheziționarea avocatului nu va mai fi necesar acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, avocații amenință că vor cere amânarea tuturor ședințelor de judecată și nu vor participa la acțiunile de urmărire penală. Acum două zile, aceștia au intrat în grevă japoneză și au purtat o banderolă albă la brațul stâng. Parlamentul austriac urmează să se pronunțe astăzi asupra introducerii vaccinării obligatorii împotriva coronavirusului, asta în timp ce Marea Britanie renunță la toate restricțiile COVID, inclusiv certificatul verde, iar din martie ar putea elimina și măsura izolării pentru cei testați pozitiv. Dacă valul Omicron pare că se retrage în Regatul Unit, multe țări europene înregistrează recorduri la numărul de infectări zilnice. Franța, de exemplu, a anunțat aproape 500.000 de teste pozitive în 24 de ore. De la 1 februarie, în Austria, vaccinarea va fi obligatorie începând cu vârsta de 18 ani. Aplicarea acestei măsuri se va desfășura în 3 etape. Autoritățile austriece vor notifica printr-o scrisoare fiecare familie, iar de la jumătatea lunii martie, poliția va începe să-i controleze direct pe oameni. Dacă nu vor avea dovada imunizării, aceștia riscă amenzi de până la 600 de euro. În cazul în care aceste măsuri nu vor crește rata de vaccinare la nivel național, guvernul va trece la cea de-a treia fază. Îi vor notifica pe supuși că au fost programați la vaccinare. Dacă nu se prezintă, amenziile vor urca până la 3.600 de euro. Este de așteptat că o majoritate clară din legislativul de la Viena să se pronunțe pentru introducerea acestei reguli de la începutul lunii februarie. Între timp, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ridicarea de săptămâna viitoare în Anglia a majorității restricțiilor anticovid impuse în lupta împotriva variantei Omicron a SARS-CoV-2 și preconizează în martie o renunțare la plasarea în carantină a cazurilor pozitive COVID-19. Thursday next week, mandatory certification will end. From now on, the government is no longer asking people to work from home. The government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere. Această relaxare survine mai devreme decât se aștepta și într-un context de criză fără precedent pentru Boris Johnson, adâncit în scandalul petrecerilor de la reședința sa din Downing Street în timpul perioadelor de lockdown. Și Israelul se pregătește să renunțe la certificatul verde, chiar dacă a anunțat un număr record de infectări, peste 65.200 de teste pozitive în 24 de ore. În Israel, accesul în anumite spații publice închise este permis în prezent numai persoanelor vaccinate, trecute prin boală sau care au un test negativ în ultimele 48 de ore. În unele cazuri, certificatul verde este obligatoriu și la locul de muncă. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara, te salut! Stare de urgență în sectorul energetic, cod roșu în sănătate publică. Te rog frumos să ne spui cu ce ne distrage astăzi de la aceste crize din țara noastră. Da, uneori am impresia, salut Tatiana, că pentru asta există emisiunea noastră, puțin să privim în altă parte și să vedem și lucrurile frumoase care se întâmplă. Dar înainte să-ți spun ce invitația, vreau să-mi spui care este destinația ta preferată de vacanță. Unde ai fi acum, în loc să fii la pupitru știrilor? Măcar prin Maldive pe undeva. Măcar prin Maldive. Măcar. Uite că una dintre invitatele pe care le am în această seară vine tocmai din Zanzibar, de pe plajele exotice. E o variantă bună și asta, să știi. Merge, da? Da. Nu e Maldive, dar e tot cam e acolo. Bun. Așa că impresiile de vacanță ale Cristinei Scărlețchi le vom auzi astăzi la O seară perfectă. Mai am o invitată care vine de departe, doar că locuiește acolo, în Marea Britanie. Ne va povesti, apropo, cum e acolo cu măsurile pandemice, este vorba despre Olga Manciu. Te invit să stai cu ochii pe noi, pentru că tot astăzi vei vedea ce Ion celebre avem, pentru că e Sfântul Ion pe stil vechi, așa că nu uita să-ți feliciți toți Ionii din viața ta. Mersi, da. Tatiana! Mulțumesc, Anișoara! La mulți ani tuturor Ionilor cu această ocazie și Ioanelor! Noi continuăm cu știrile. Actorul francez Gaspard Ulliel, devenit cunoscut după ce l-a jucat pe Hannibal Lecter în filmul Hannibal Rising și care va apărea în serialul Moon Knight produs de Marvel, a murit la vârsta de 37 de ani în urma unui accident de schi. Starul a fost grav rănit după ce s-a izbit din viteză într-un alt schior și, deși a fost transportat imediat la spital, s-a stins la scurt timp. Accidentul s-a produs marți într-o stațiune montană din estul Franței. Actorul a fost transportat cu elicopterul la spital după ce a intrat în coliziune cu un alt schior la intersecția dintre două piste. Pronosticul medicilor era rezervat încă din momentul internării, iar a doua zi acesta a decedat. Este o pierdere enormă, au spus într-un glas colegii de braslă ai actorului. It's such a heartbreaking moment for French cinema and for cinema throughout the world.
Uriel was a truly beautiful and charismatic. Cariera lui Uriel a primit o dimensiune internațională în 2007, după ce l-a jucat pe Hannibal Lecter în filmul Hannibal Rising de Peter Weber. Guilty knowledge. În 2014 l-a interpretat pe creatorul de modă Yves Saint Laurent în filmul biografic Saint Laurent. Pentru acel rol special, starul francez a ținut un regim alimentar drastic și a ascultat numeroase înregistrări pentru a învăța să imite vocea renumitului designer. Ultimul rol pe care l-a interpretat a fost pentru serialul Marvel, Moon Knight, care va fi lansat în luna martie a acestui an. Născut pe 25 noiembrie 1984 la Paris, Gaspar Uliel a fost fiul unic al unui cuplu alcătuit dintr-o stilistă și un designer. După ce a fost mușcat de un câine la vârsta de 6 ani, Gaspar Uliel a rămas cu o cicatrice pe obraz, care oferea zâmbetului său o alură enigmatică. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!